Harul meu îți este îndeajuns. A fost răspunsul primit de Apostolul Pavel, după ce s-a rugat de trei ori să fie îndepărtat țepușul. Harul meu îți este de ajuns. Vreau să vorbesc despre Harul Domnului. Cuvântul grecesc, pe care noi îl traducem cu Har, Caris, Sănă favoare, bunăvoință, dulceață, farmec. Și nu s-a putut găsi echivalent în limba română și atunci a caris har. Și atunci s-a introdus în limba română cuvântul har. Patru aspectele harului în textul citit. Primul este harul Raiului. Nu știți că avem o mare har, că avem o destinație unde să mergem. Mare har, harul Raiului. Pavel a avut vedenie cu raiul și a tăcut 14 ani. Cred că nu am fi spus imediat. Al doilea aspect al harului este harul suferinței. Să știți că este har și în suferință. Și bine să înțelegem harul suferinței. Al treilea aspect al harului este harul suficient. Harul meu este de ajuns. Și al patrulea aspect, harul vieții. Petru vorbește despre harul vieții. Să în primul aspect, harul raiului. Lazar a fost dus în rai. Locul de binecuvântare. Bogatul a fost dus în locul de chin. Dar să știți că în locul de chin și-ar fi dorit să fie în rai. Dar era prea târziu. După ce murim, nu mai putem rezolva, dragii mei, problema raiului. Problema raiului se rezolvă pe pământ. Nu, după moarte, nu. Asta este o mare eroare în teologia poporului român. Voi rezolva problema raiului după moarte. După moarte se vor ruga pentru mine, vor face slujbe pentru mine și voi ajunge în rai. Nu este adevărat. După moarte nu mai poți rezolva nimic. Problema raiului se rezolvă pe pământ. Isus zice: În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc un loc. Casa Tatălui meu. Iată o definiție a Raiului. Ce este Raiul? E casa Tatălui meu. Unde mergem noi? În casa Tatălui Ceresc. E o casă, e o familie. Familia lui Dumnezeu. Mă duc să vă pregătesc un loc, un loc pentru fiecare. Dragii mei, noi avem un loc pregătit pentru fiecare dintre noi casa Tatălui Ceresc este destinația noastră. Sunt ferestre deschise în Scriptură în privința raiului. Pavel în 2 Corinteni 10 spune că a fost trăpit. Nu știu dacă a fost în trup sau în duh, în al treilea cer. Primul cer ce vedem atmosfera, al doilea cer, stele, planete, loc, locul lui Dumnezeu, al treilea cer. Iată o altă denumire pentru Rai, al treilea cer. A fost trăpit în al treilea cer. Și a auzit cuvinte care nu se pot spune. Pavel n-a avut voie să spună cuvintele pe care le-a auzit. Dar a avut efect această răpire în cer. A avut un efect fantastic asupra lui. L-a întărit în slujire. A știut că merge acolo și trebuie să ducă și pe alți oameni acolo. Această, perspectivă, harul raiului este pentru fiecare dintre noi. Ștefan a avut această viziune. Nu? Văd cerul. Cum a văzut? Cerul deschis. Și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Dumnezeu, ca să suporte mai ușor uciderea cu pietre, i-a dat viziunea raiului. Dacă ne gândim la rai, zice Pavel, gândiți-vă la lucrurile de sus, așa zice în Colosec. Să știți că mai ușor suportăm durele vieții. Domnul să pună raiul în inimile noastre. Ce înseamnă raiul? Să fim împreună cu Hristos în cer. Pavel spune despre mutarea la Hristos. Deci, Pavel, știți cum vede raiul? Locul unde este Hristos. Moartea știi cum vede? Eu mă, eu mă mut la Hristos. Pentru Pavel asta era moartea. Mutarea la Hristos. Pentru noi cum este moartea? E motiv de frică? Dragii mei, ar trebui să fie această viziune a Apostolului Pavel. Eu când mor, mă mut la Hristos. Și ar fi mult mai bine. Iată această viziune a Raiului. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu în T3 cu 7. Odată să cotiți nepreniți prin Harului, să ne facem nădejde de moștenitor ai vieții veșnice. Deci suntem socotiți, nepreniți prin har. Și avem această nădejde a vieții veșnice. Harul mai înseamnă și viața veșnică. Să trăiești fără sfârșit. De fapt, avem în cultura noastră românească, nu? Tinerețe fără bătrânețe. Nu vom muri niciodată. M-am născut să nu mor niciodată. Raiul este locul vieții veșnice. Și e prin har asta, e harul. Pentru Pavel a fost un har că a văzut raiul. Și pentru noi este un har că știm că acolo mergem, știm că destinația noastră este Raiul. Ar fi, ar trebui să avem momente în care să cugetăm mai adânc despre Rai, să medităm la Rai și să cerem, Doamne, de-ne o viață vrednică ca să ajungem acolo. În 2 Tesaloniceni 2 cu 16 se spune, ne-a dat prin harul său o mângâiere veșnică. Cum este raiul? O mângâiere veșnică. Prin har, zice. Prin har am primit mângâierea veșnică. Harul raiului. În rai este mângâiere veșnică. Nu o să avem un trup bolnav, nu va mai fi cancer în rai. Nici COVID nu o să mai fie. Trupul tău nu se va îmbolnăvi niciodată. Niciodată să nu fii bolnav. Niciodată să nu mori. Nu va fi tânguire, nu va fi țipăt. Pentru mine Raiul este locul iubirii dincolo de imaginație. Pentru că în Rai vom fi cu Dumnezeu care este iubire. Vom fi fiul cu fiul dragostei lui, vom fi cu Duhul Iubirii. Să ne gândim și la asta. Raiul este locul iubirii dincolo de imaginație. Este extraordinară iubire în Rai. Și noi când intrăm în Rai, intrăm în extraordinară iubire a lui Dumnezeu. Și asta va fi emoția dominantă, emoția supremă, iubirea. Harul raiului. Să purtăm raiul în inima noastră, să purtăm raiul în mintea noastră. Să ne mobilizeze această imagine a raiului în viața de zi cu zi. Îmi place foarte mult ce spune Nefeseni 2, versetul 7 și 8. Ca să arate în viacule viitoare nemărginita bogăția harului său. Viacule viitoare. Viacul de acum și viacule viitoare. Viitorul este descris sub acest aspect. De vorba despre trăirea noastră în Rai. Ce vrea Domnul să arate în Rai? Ce vrea să arate în noi și cu noi? Și spune Pavel în nemărginita bogăția Harului Său. Deși în Rai, Dumnezeu vrea să-și arate nemărginita bogăția Harului Său. Rai va fi un loc unde Dumnezeu își arată bogăția Harului Său. Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo să ne dea harul raiului. Doamne, dă-ne harul raiului. Vrem, vrem să ajungem acolo, vrem să ne bucurăm. Nu schiți doar câteva fereste, a ce înseamnă raiul, mânghiere veșnică, viață veșnică, casa tatălui meu, locul de binecuvântare, locul unde nu va fi moarte, nici durere. Și în Apocalipsa 21 și 22 vedem definiția asta a noului Ierusalim. Al doilea aspect, harul suferinței. Să citim cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă împălmuiască, să mă împiedice, să nu mă îngânf. De trei ori am rugat pe Domnul să Vedem aici o suferință preventivă. Fiți atenți, suferință preventivă. Ca să nu te îngânfi, te lasă să suferi. Ca să previn căderea ta. Ne-am gândit la asta. Că poate fi suferința preventivă. Dumnezeu prin suferință vrea să prevină în noi cădere. Poate altcumva interpretăm atunci suferința. O altă latură a suferinței, zice că Iisus a suferit. Această suferință a fost legată să învețe ascultarea. Și poate fi suferința preventivă, poate fi suferința protectivă. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât în una de petrecere. Te protejează, îți protejează mintea. Prin suferință vezi diferit lucrurile. Te apropii mai mult de lumea de dincolo. În 1 Petru 5 cu 10, Petru îi înarmează pe credincioși să gândească suferința în următorii termeni. 1 Petru 5 cu 10 zice După ce veți suferi puțină vreme? Dumnezeul oricărui har. Vedeți cum este definit Dumnezeu? Dumnezeul oricărui har. Și în rugăciunea noastră ne putem ruga așa. Tu ești Dumnezeul oricărui har. Eu am nevoie de har. har harul este infinit. Tu ești Dumnezeul oricărui har. Revarsă harul tău peste mine. Zice Petru Dumnezeul oricărui har care va chema în Hristos Isus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme. Dumnezeul oricărui har permite să suferiți puțină vreme. Petru spune, voi trebuie să suferiți puțină vreme. Și Pavel, și în cuvântul Dumnezeu spune că în Împărățele Lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. După ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Deci, suferința nu este o suferință permanentă. Veți suferi puțină vreme, dar Dumnezeu oricărui har permite să suferim puțină vreme. Nu știu care este suferința prin care treci. Poate fi o suferință relațională, poate fi o suferință în trup, poate fi o suferință a sufletului. Sunt multe formele suferinței, dar să fie această suferință peste care vechează Dumnezeu oricărui har. Când veghează Dumnezeu peste suferința noastră. Unii ori nu înțelegem de ce suferim. Iov n-a înțeles, dar Pavel a înțeles. Vreți deosebirea dintre Iov și Pavel? Pavel a zis, suferința asta e preventivă, ca să nu mă îngânf. de a Dumnezeu permite suferința. Iov n-a înțeles că suferința lui a avut, o a avut să fie o demonstrație a cuvintelor lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a laudat cu Iov. Și satan a contestat această laudă și eu va rămas lângă Dumnezeu. Dar știți că eu după această suferință, l-a cunoscut mai bine pe Dumnezeu. În psalmul 23 este o... o întorsătură. Spune așa, la persoana a treia, Domnul este păstorul meu. El mă paște în pășurile El, adică, nu? mă duce pe care drepte El. Și dintr-o dată se face trecerea la tu. Nu mai este El. Zici că tu ești cu mine. Unde s-a petrecut schimbarea de la persoana a treia la persoana a doua? Știți unde? În Valea Umbrei Morții. De acolo începe Psalmul 23. Din Valea Umbrei Morții ce tu ești cu mine. Vorbește jumătatea Psalmului 23, spune la persoana a treia. Tu, nu vorbește Dumnezeu, El. Și apoi la jumătatea Psalmului 23 spune tu. Pentru că în Valea Umbrei Morții îl cunoaștem pe Dumnezeu cum nu cunoaștem nicio altă parte. În Valea Umbrei Morții știm că El este suveran. El face tot ce vrea în cer și pe pământ. În Valea Umbrei Morți înțelegem că el este atot puternic. Că el este atot știutor. Și psalmistul vorbește, tu ești cu mine. Tu îmi întinzi masa în fața puternicilor mei. Tu munci capul cu un Vezi? Prima parte zice el, 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 el. Apoi zice tu, tu. Pentru că l-a cunoscut în Valea Umbrei morții, În suferință îl cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Dumnezeu să mângăie pe toți cei care sunt în suferință. Să l cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Însă spune în Filipeniul cu 29 un lucru ciudat pentru noi. Vi s-a dat harul, nu numai să credeți în el, ci să și pătimiți pentru el. Fiți atenți! Harul să suferiți pentru el. Adică harul suferinței. Harul de a suferi pentru Hristos. Vi s-a dat. E un har, dragii mei. Să suferim pentru Hristos. E un har. Nu trebuie să fie aruncat în pușcărie pentru Hristos. Poți să suferi bagiocură pentru Hristos. Ironii cuvinte cinice. Vi s-a dat harul acesta. Dumnezeu să ne ajute să suferim. Alții suferă și fizic. Dumnezeu să-i ajută și pe ei. Vi s-a dat harul să pătimiți pentru Hristos. E harul suferinței. Aș vrea să vedem pătimirea pentru Hristos, suferința pentru Hristos ca un har. Și Dumnezeu să ne ajute să vedem așa. Dar citim în Scriptură despre scaunul harului. Nevrei 4 cu 16. Să ne apropiem de scaunul Harului, să găsim Har, să fim ajutați la vreme de nevoie. Scaunul Harului este în cer. Noi trebuie să ne apropiem de scaunul Harului în vremuri de nevoie să găsim Har, de ce avem nevoie în vreme de nevoie? De Har. În vreme de nevoie avem nevoie de Har. Sunt unii care plâng pentru că au probleme de suflet. Este vremea să te apropie de scaunul harului, să cer har. Doamne, în această problemă, dăm harul tău. Dăm favoarea ta. Dăm bunăvoința ta. Dăm darul tău nemeritat. Scaunul harului. Așteaptă. Ne îngrămădim la scaunul harului sau nu? Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să mergem la scaunul harului, să găsim har pentru vremuri de nevoie și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În 2 Corinteni 8 cu 9 se spune că cunoașteți harul Domnului nostru Isus. El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Să știți că și sărăcia, sărăcia, este o suferință. Să că Isus s-a făcut sărac, formă de suferință, ca să vă îmbogățiți. Iisus s-a făcut sărac ca oricine să se poată identifica cu El. El a avut toate bogățiile cerului. El s-a făcut sărac pentru tine. A suferit sărăcia pentru tine. Ca tu să te îmbogățești prin El. Dumnezeu să fie lăudat a treilea aspect al Harului este Harul suficient. Spune, s-a rugat de trei ori, dar Dumnezeu a răspuns. De ce nu? Nu voi opri suferința ta. Dar îți spun ceva. Nu ți-au -ți țepușul, Pavele, dar Harul meu îți este îndeajuns. Harul suficient. Harul este suficient pentru noi. Și este bine să ne bucurăm de lucrul acesta. Spune în 1 Petru 5 cu 5, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Mândria ta blochează harul lui Dumnezeu în viața ta. Dumnezeu să ne învețe smerenia. Nu e ușoară. Dar mândria blochează harul. Și te întreb, nu am har în viață. De ce? Pentru că Dumnezeu dă har celor smeriți, celor mândri nu dă. Unii se abat. Vrei 12 cu 15, spune nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu te poți abate de la Harul lui Dumnezeu. Pavel, așa vorbește cu Timotei, tu dar copilul meu, întărește-te în Harul care este în Hristos Iisus, 2 Timotei 2 cu În Har ne putem întări. Și acesta a fost îndemnul pentru Timotei. Timotei, tu să te întărești în acest Har. Această favoare, această bunăvoință divină. Trăiește viața în favoarea lui Dumnezeu, în, în bunăvoința lui Dumnezeu. Gândește-te la această favoare. Gândește-te că viața ta depinde de Harul lui Dumnezeu. Când am primit acest Har? Pavel spune în 2 Timotei 1 cu 9, Harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Dumnezeu a avut pe inimă înainte de veșnicii să ne dea Harul Lui. Și în 1 Timotei 1 cu 4 se spune că Harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult. Deci Dumnezeu poate să mulțească harul. Ne putem ruga, Doamne, mulțește harul. Doamne, în săptămâna de învățare, mulțește harul. Mi-a plăcut îndemnul la timpul de rugăciune. Să ne rugăm nu doar pentru prieteni, să ne rugăm și pentru cei căzuți. Săptămâna asta Dumnezeu să-i aducă înapoi. Dumnezeu să-i ridice. Doamne, mulțește harul. Harul se poate mulți. Favarul lui Dumnezeu se poate mulți. Bunăvoința lui Dumnezeu se poate mulți. Și peste viața ta, Dumnezeu să-și mulțească harul să-și mulțească favoarea peste viața ta. De Fesenii se spune că în el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Harul lui nu este un har zgârcit. Harul e suficient pentru noi este plin de bogățiile harului său. Vedeți, apare expresia bogățiile harului său legată de iertarea păcatelor, apare expresia bogățiile Harului Său referitor la ce vrea Dumnezeu să facă cu noi în Rai, să-și arate bogățiile Harului Său. Doamne, mulțumim pentru bogățiile Harului Tău. Mulțumim că Harul Tău este suficient pentru noi. Însă dacă noi vrem altă mântuire decât prin credința în Isus, Pavel este foarte aspru și spune în Galaten 5, cu trei. Voi care, socot, voi care voi să fiți socotiți, nepriniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Ați căzut din har. Poate fi căderea din har. Foarte gravă căderea. Abaterea de la har și căderea din har. Când tu refuz mântuirea oferită de Isus Hristos, atunci e căderea din har. Pentru că... Noi nu suntem mântuiți prin lege, nu suntem mântuiți prin sistemul iudaic, nu suntem mântuiți prin ceremonii, prin tăierea împrejur, nu suntem mântuiți prin în jertfe de animale. Și spune, voi vreți să vă întoarceți la aceste lucruri din sistemul iudaic? Voi ați căzut din har. Pentru că noi suntem mântuiți prin credința în Domnul Isus. Și la fel este mântuirea și în zilele noastre, prin credința în Domnul Isus. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Căci dacă ne neprinirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Era în fapte 15 și, și mi se spune, ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. Noi suntem mântuiți prin harul Domnului Isus, Prin credința în Domnul Isus. În islam e diferit. Nu există har. Să știți, nu există. Vor să domine lumea, vor să facă califatul islamic cresc mai repede decât creștinii. Procentul de creștere al musulmanilor sunt mai mare decât al creștinilor în lume. La ei nu există har. Nu există har. Nu există Dumnezeu Tată. Nu există har. Nu se știe. Allah este imprevizibil. Nu se știe cine va fi mântuit, cine nu va fi mântuit. Eventual, dacă te arunci în aer ca terorist, intri în paradis. Să știți că unii de aceea se aruncă în aer ca să intre în rai. Deci există motivații religioase. Ce bine că noi intrăm în rai prin credința în Domnul Isus. Trebuie să știm, să mulțumim pentru har. Harul meu îți este îndeajuns. Este îndeajuns harul Dumnezeu în viața noastră, dincolo de suferințe, dincolo de probleme. Doamne, mulțumim pentru harul Tău. În fapt de 15 cu 40, Pavel și-a ales pe și-a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. Au fost încredințați în grija Harului. Am vrea ca Dumnezeu să ne lasă și pe noi în grija Harului Său. Să fim încredințați. Să-ți încredințezi familia, să-ți încredințezi viața în grija Harului Său. Vedeți ce expresii nouă te să semn... Vedeți cum vorbeau ei? Vă încredințăm în grija Harului. Așa vorbeau ei. Noi mai vorbim așa, noroc, nu? Noroc. Ce noroc? Norocul e aleatoriu, arbitrar. Harul lui Dumnezeu este ceva cert, este ceva sigur. Aș vrea ca viața mea să fie în grijă Harului Domnului. Și că viața ta să fie în grijă Harului Domnului. Bine, Graham povestea ce înseamnă Harul, povestirea din viața lui. Într-un orașel în sudul statului Unite conducea mașina. A călcat tare pe accelerație, peste viteza legală, a fost prins de poliție. America este... Deci nu plătești amende la polițist, te duci la tribunal, la judecător. În ziua aia a fost dus la judecător. Deci recunoști că ești vinovat, inculpat. Bilegream zice, da, recunosc. cu 10 km ai trecut peste viteza legală. Plătești un dolar pentru fiecare kilometru. Dar l-a recunoscut că e Billy Graham, judecătorul. Trebuie amenda plătită pentru că ai trecut de viteză. Dar amenda ți-o plătesc eu. Banca seara te imit la cină. Zice, Billy Graham, vedeți? darul nemeritat. N eu n-am meritat să mi se plătească amenda. Ăsta e har. Mărturisește un fost bețiv din Anglia, că așa de nervos a fost pe băiețelul lui de patru ani. Era, avea fața buhăită de băutură, încât și-a aruncat băiețelul în mare. Era beat, l-a aruncat în mare. Toată viața a fost chinuit, Nici nu știu ce s-a întâmplat cu bea, Toată viața a fost chinuit de asta. După ce s-a trezit din beție, mi-am omorât copilul, l-am aruncat în mare de nervi, de supărare, Pentru că copilul mi-a cerut mâncare. Eu nu aveam ce mâncare să-i dau că toată am cheltuit pe băutură. În schimb, Dumnezeul oricărui har a avut grijă de copil. A găsit un lemn, plutea pe apă și s-a apropiat de lemn și a stat mult. Dar a trecut pe acolo o navă de război englezească. L-au văzut și l-au pescuit. L-au crescut. L-au crescut pe acest băiat. Au avut grijă de el. Și din banii marinarilor l-au trimis la școală. A ajuns medic. Și apoi s-a întors pe nava de război. Era războiul. Era o perioadă de război. Erau mulți răniți și pe nava de război au fost aduși răniți. Și-a îngrijit acest medic de mulți răniți. Și de cineva s-a simțit mai apropiat. Era un om care i-a dat o Biblie. El -a, nu știa ce-i Dumnezeu, că ea de pe navă, nu l-a învățat Dumnezeu. I-a dat o Biblie, acel om. Zice, uite, eu voi muri, dar Biblia asta ți-o dau ție. Dar zice, am pe inimă să-ți mai mărturisești ceva, zicea acel rănit medicului. Am pe inimă. Zice, eu mi-am aruncat copilul în apă, apa mări când avea patru ani. Și nu pot să mor liniștit. E ce, cum s-a numit copilul tău? Tom. Și eu sunt Tom, tu ești tatăl meu. Tu ești tatăl meu. Copile, citește Biblia. Eu m-am întors la Domnul Isus. Am crezut în Harul Lui. Mi-a schimbat viața. Citește. Măcar mă bucur, pot muri liniștit. Că am întâlnit, fiule. Și a murit, noaptea a murit. Dumnezeul oricărui har poate avea grijă de viața ta. Dumnezeul oricărui har poate repara relația ta ruptă. Dumnezeul oricărui har face dincolo de imaginația noastră anumite lucruri. Harul este suficient. Și al patrulea aspect al harului, harul vieții. În 1 Petru 3 cu 7 spune să ne purtăm cu înțelepciune cu soțiile noastre, pentru că vom moșteni împreună harul vieții. Vom moșteni împreună harul vieții. Și Pavel, după ce Domnul îi spune, harul meu este de ajuns, și ce zice Pavel? Domnul îi spune, harul meu este de ajuns, puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Pavel spune, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări simplă cele defăimări. Harul îmi dă putere să rezist la defăimări. Poate zice, ce ai de ce e defăimare. Când oamenii te vorbesc de rău, e defăimare. Chiar după Revoluție am văzut accese de ură contra evanghelicilor. Eram un tramvai, trecea tramvaiul chiar lângă biserica Emanuel și unul zice cu voce tare, arătând spre biserică. i și-a pe toți. De accese de ură. Pentru că omul în care locuiește satana defăimează non-stop. Unor defăimăm și noi, Domnul să ne ierte. Să ne cenzurăm vorbele și gândurile. Simplă cere în defăimare, simplă cere în nevoi, în prigoniri, în strântărări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Harul vieții. Pavel vedea toate aceste probleme negative din viața lui, că rezistă la toate acestea prin Harul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea Har din Belșug. Să rezistăm la toate problemele negative ale vieții, defăimări, strâmtorări, prigoniri. Să rezistăm la toate și fără bombăneli să rezistăm. Să rezistăm gândindu-ne că Harul lui Hristos este suficient pentru noi că Harul Domnului este suficient pentru noi. Harul vieții trebuie să fie definiția vieții noastre. În toată viața noastră să avem Har. Și viitorul nostru după moarte să fie... Unul pentru unul cu 13 spune Puneți-vă toată nădejdea în Harul care va fi adus la rătarea lui Isus Hristos. Fiți rog foarte atenți. Toată nădejdea, toată speranța să fie pusă în Harul care va veni la rătarea lui Isus Hristos. Ne avem Har acum, dar vom primi har și când va veni Iisus. Înțelegeți? Vom primi. Și Pavel, Și Petru îi îndeamnă. Mă, voi toată speranța voastră să o puneți în asta. În harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Hristos revine și va aduce har. Și voi să aveți nădejdea voastră în harul care va fi când Iisus va reveni. asta e harul vieții. Noi credem că Iisus va veni a doua oară. Va veni. Și va aduce har. Avem har și acum. Vom primi har și atunci. Va fi Bogățiile Harului Său sunt inimaginabile. Noi trebuie să trăim în Harul vieții. Noi trebuie să așteptăm că vom primi Har și când Iisus Hristos va veni a doua oară. Și trebuie să fim bucuroși de acest Har. Harul însă este felurit, așa se ne spune 1 Petru 4 cu 10, ca niște buni spravnici ai Harului felurit al Lui Dumnezeu. Fiecare din voi să slujească altă bădală pe, pe Harul felurit al Lui Dumnezeu. Dragii mei, nu trebuie să fim invidioși unul pe altul. Invidia e păcat. Dumnezeu a dat har felurit. Unii au voce să slujească prin cântare, alții nu au. Nu avem voie să invidiem. E harul felurit al lui Dumnezeu. Alții sunt buni în administrație, alții sunt buni în construcții, alții sunt buni la catedră, alții sunt buni la bisturiu, alții sunt buni să fie părinți buni. Harul felurit al lui Dumnezeu oprește în noi invidia. Sunt harul felurit. De ce să fim invidiosi? Să știți că invidia distruge biserica, invidia distruge bisericile, invidia între lucrători, invidia între membri. Să se oprească invidia. Și să lăudăm, Doamne, mulțumim pentru harul Tău felurit. Unul l-ai dat asta, la altul l-ai dat altceva, dar de la Tine vine, Doamne. Și ce zice Pavel? 1 Corinteni 15,10 prin Harul lui Dumnezeu, sunt ce sunt. Prin Harul lui Dumnezeu. Adică dacă eu sunt ceva, sunt prin Harul lui Dumnezeu. Poți să zici și tu așa ce? Prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Ai diplome prin Harul lui Dumnezeu. Ai avere prin Harul lui Dumnezeu. Ai faimă prin Harul lui Dumnezeu. Ai putere prin Harul lui Dumnezeu. Prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Toată slava să fie a Lui. Pavel recunoaște. Și am făcut mai mult decât toți dar nu eu, ci harul Deci Pavel a fost realist. Da, a muncit mai mult decât toți. Dar nu eu, ci harul Deci nu ne cere Domnul să fim struți, cu capul în pământ, nu, eu sunt mic, nimic, nu fac nimic. Nu, Asta e realismul. Nu-i mândria asta, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Adică singur nu puteam. Fără, fără, ajutorul, fără grația lui Dumnezeu, nu puteam să fac lucrul acesta. Asta este normalitatea lui Pavel. Suntem chemați să creștem în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Noi trebuie să creștem în har. Să creștem în acest har. Cum putem crește? Să-l cunoaștem mai mult pe Isus Hristos. Cum putem crește? Să umblăm mai mult cu Dumnezeul o cărui har. Noi trebuie să creștem în har. Nu trebuie să rămânem la statul, să stagnăm. Și îndemnul lui Petru este aceasta. Și vreau să închei cu ce zice TIT. Harul lui Dumnezeu, TIT 2. Harul lui Dumnezeu ne învață să rupem cu păgănătatea și cu poftele lumea și să trăim în viacul de acum cu și evlave. Harul ne învață. Deci, Harul nu ne lasă așa. Harul vrea să ne schimbe. Harul vrea să ne transforme. Harul vrea să ne desăvârșească. Vorbim patru aspecte la Harului Domnului. Harul Raiului. Să ajungem tot acolo. Harul suferinței. Să vedem și aspectele pozitive ale suferinței. Harul suficient. Îndeajuns mi-e, Doamne, dar harul tău, spune o cântare. ajuns mi-e, Doamne, harul tău. Și harul vieții. Să avem din belșug, de la Dumnezeul cărui har, în viață de acum, dar să știm că primim har când Isus va reveni și vom avea bogățile harului său după ce Isus va reveni. lor cărui har să fie cu noi. Amin.